Varianta înghețării sezonului fotbalistic intern se vehiculează tot mai mult, în special pentru Liga a doua și a treia. În cazul în care acest lucru până la urmă se va întâmpla și se va alege soluția promovării și retrogradării conform clasamentelor din momentul întreruperii, în componența Ligii Secunde, din care face parte Politehnica Timișoara, s-ar produce următoarele modificări pentru sezonul viitor. Fece Chindia, Târgoviște și Fece Voluntari ar retrograda din Liga 1, unde lider este CFR Cluj. UTA și CSM Mioveni ar promova în Liga 1, Concordia Chiajna, Miercurea Ciuc și Pandurii Târgu cu Jiu, plus sportul Snagov și Daco București deja retrase sau excluse, a retrogradat din Liga 2. Aerostar Bacău, Unirea Slobozia, Progresul Spartac București, FCU Craiova și ACS Fotbal Comuna Recea ar promova din Liga 3. În clasamentul la zi a Ligii a Poli este pe locul 11 cu 32 de puncte și este echipa cu cele mai puține goluri primite din primele două eșaloane. Rămâne de văzut dacă, în sezonul viitor, eșalonul secund va continua tot într-o serie, pentru că există unele opinii că s-ar impune revenirea la două serii. Caz în care însă nu mai am avea de Terbi urgen poli rapid